Dacă tot am început să mâncăm pe pâine măsurile de economisire a energiei, începând cu Bruselul și continuând cu uh, guvernul României, mă întreb de ce uh, guvernanții noștri nu sunt capabili să uh, elaboreze un sistem sau o schemă, cum îi spun ei, pentru a ajuta cu adevărat uh, cetățenii. Și societățile comerciale care încearcă să își monteze panouri fotovoltaice, tocmai pentru a face economie de energie. Știți care este sistemul în prezent? Fac o cerere, aștepți vreo 2 ani să-ți răspundă cineva dintre guvernanți la cerere și abia apoi, dacă primește aprobare, poți să începi să îți montezi panourile fotovoltaice pe casă. Este o tâmpenie. Și să pierd iată 2-3 ani degeaba când, în realitate, orice cetățean ar putea pe banii lui sau banii împrumutați de la bancă să-și instaleze aceste panori fotovoltaice, vine reprezentantul guvernului, constată că s-a făcut treaba, vede hârtiile și face de